Cu Iordache, din ce în ce mai bună, România a mers curat până la ultimul aparat. Larisa a avut cele mai mari note din echipă și a fost secundată de Ocolișan la sărituri și Munteanu la bârmă și sol. La paralele, cu toate că nu au ratat, româncele au avut cel mai slab punctaj din concurs. Din păcate, Ștefania Stănila a ratat la bârnă, iar la final a izbucnit în plâns. Larisa le-a încurajat, dar în același timp le-a și atenționat pe fete. Larisei i-a lipsit cel mai mult azi Diana Bulimar. Am fost la un pas de podium, însă eu mă bucur că fetele s-au adunat până la sfârșitul concursului și au dat tot ce mai bun din ele. Trebuie să muncesc mai mult pentru că se vede lipsa de antrenament. Vom arăta anul viitor că se poate. Acum se vede lipsa lui Didi. Și într-adevăr îmi lipsește pentru că cu ea sigur eram pe podium. Aurul a fost din nou al americancelor. China a câștigat argintul, iar Rusia bronzul. După 2010 și 2011 este al treilea mondial când România termină pe patru. Este o echipă tânără în formare și dacă alții nu ratau, poate nici noi nu eram așa de aproape de podium. Am sperat până în ultima clipă,